Bine să venim la mobilisima.ro, am în mână o tabletă Realme Pad Mini, mai precis cutia sa. Această tabletă tocmai a sosit în România și avem de-a face aici cu un model Minion, un model mic. Vedeți aici versiunea sa albastră, care mi se pare destul de arătoasă, și mai este și o versiune gri. Este poate cea mai arătoasă tabletă din ultima vreme, mai ales cu diagonala asta mică de 8,7 inci. Produsul costă 999 de lei pe piața locală, asta în versiunea Wi-Fi, și o să fie și una cu 4G. Un ecran luminos, așa cum puteți vedea, este un LCD cu rezoluție modestă pentru a putea obține un preț așa bun, 1340x800 de pixeli. Refresh rate de 60 de Hz, asta ca să știți. Această tabletă are la interior un procesor care teoretic e familiar. Este un Unisoc Tiger T616. Zic familiar că pentru că este înrudit cu cel de pe Samsung Galaxy Tab A8 10,5, acela testat de noi. Acolo era tot un Unisoc, dar aici avem o altă versiune. În fine, înrudită este cuvântul cheie. Derulăm acum pe acest ecran de 8,7 inci, site-ul mobilisima.ro, și vă mai spun că tableta mai vine cu 3 sau 4 GB de RAM, 32 sau 64 GB de stocare internă, dar are și slot microSD. Se va vinde în variante Wi-Fi sau 4G, așa cum am zis, și discrepanța de preț o să fie așa, 999 de lei Wi-Fi, 1099 de lei 4G, dar nu sunt sume bătute în cuie. Asta în ideea că o să fie niște oferte promoționale la debut din câte am auzit. Alte lucruri de menționat, păi bateria de 6400 mAh și faptul că se încarcă la 18W. Mi s-a părut interesant că preinstalat pe tabletă este această aplicație YouTube Kids și mai în glumă, mai în serios, asta poate fi o tabletă pentru cel mic. Am făcut și o glumă la lansarea asta, am zis că e mai ieftină decât o bonă. Ceea ce, având în vedere cât costă o bonă în ziua de azi, poate este o idee bună o tabletă de genul pentru cel mic. În fine, avem YouTube Kids la bord, pot să vă zic că tableta nu suferă de lag din minutele în care m-am jucat cu ea. Pot să vă mai zic și că ea cântărește doar 372 de grame, este foarte ușor de manevrat cu o mână. A persistat senzația mea că avem de-a face mai degrabă cu un telefon mare decât cu o tabletă mică. Rulează Android 11 cu o versiune de interfață Realme UI 4 Pad, iar la bord mai găsim și un port USB-C în zona inferioară pentru încărcare, are și Bluetooth 5.0, are Wi-Fi dual band și difuzoare stereo duale. Are certificare DRAC și când vine vorba de camere, avem de-a face aici cu o cameră selfie de 5 megapixeli, asta în cazul în care vă faceți selfie-uri cu tableta, improbabil, și o cameră principală de 8 megapixeli, pentru poze standard și alte cele, văd că are și mod portrait, ceea ce mă intrigă. Cam atât despre device-ul ăsta, vă mai spun că este subțire, la 7,6 mm și că ar trebui să sosească pe piață cât de curând, el face parte din salva de produse pe care el mi-a adus-o la noi, au adus și 2-3 televizoare, mai degrabă 2, au adus noile telefoane Realme 9 4G și Realme 9 5G și au adus și o pereche de căști, și alte câteva lucruri interesante care o să vină în perioada următoare. Aici vedeți câteva specs recapitulate și acum așteptăm să vedem care e oferta specială cu care debutează tableta. Cam asta ar fi dispozitivul, o tabletă Realme Pad Mini. Acum Realme Pad-ul se vinde deja în România de câteva luni. A cunoscut chiar și o ofertă specială, era la un moment dat, cred că de Black Friday sau unul dintre multele Black Friday-uri, ajunsese pe la 999 de lei, cam pe acolo era. Dar e tableta mare, asta e tableta mică, manevrabilă și trebuie să vă spun că are un corp fabricat din aluminiu, ceea ce era prețul ăsta și la nivelul ăsta nu e rău deloc. Acesta a fost primul contact cu Realme Pad Mini, tabletă mică de 8,7 inci. Acum așteptăm și la review să vedem ce poate procesorul Unisoc și acest ecran de 8,7 inci. La revedere!